Parte avem primele imagini cu Vlăduța Lupău înainte de a ajunge pe patul de spital cu branula în mână. Paparații de la spainews.ro au surprins-o pe celebra cântăreață alături de soțul ei, în timp ce se pregătea emoțional pentru ceea ce avea să urmeze. Partenerul i-a sprijinit-o moral, dar a uitat de lege. Priviți. Vlăduța Lupău și soțul ei, Adi Rus, fac echipă în orice situație. Dacă în momentele frumoase cei doi sunt mereu împreună, nici atunci când vine vorba despre problemele de sănătate, bărbatul nu se dă înlături de la nimic și îi este suport moral soției sale. Imaginile surprinse de paparații spainews.ro cu cei doi înainte de a intra în spital sunt grăitoare. Paparații spainews.ro i-au surprins pe Vlăduța Lupău și pe Adi Rus în timp ce se îndreptau către un spital din capitala. De cum au ajuns, Adi s-a învârtit puțin până a găsit un loc de parcare. Apoi cei doi s-au dat jos din mașină, iar artista s-a îndreptat către intrarea spitalului. Vizibil emoționată, Vlăduța Lupău a stat preț de câteva minute pe holurile clinicii. A vorbit cu cineva la recepție, apoi a început să dea telefon după telefon. Semn că ceva o neliniștea teribil pe frumoasa artistă. În tot acest timp, soțul ei, Adi Rus, a stat în mașină și a așteptat nerăbdător să primească vești de la soția sa. Preț de o oră, cântăreața s-a plimbat pe holurile clinicii, așteptând cel mai probabil rezultatul unei serii de analize. La un moment dat, așteptarea fiind din ce în ce mai apăsătoare, artista a ieșit din clinică și a început să se plimbe de colo-colo, cu privirea în pământ. Apoi a intrat înapoi în unitatea medicală, a ridicat o fișă de analize și s-a îndreptat către mașină. După ce au stat câteva minute de vorbă, soțul artistei a plecat în trombă spre o altă destinație. Și cum probabil veștile nu au fost exact așa cum au sperat, Adi Rus a și făcut o lată pe drum, trecând pe roșu la semafor.